valul din partea mea. De aceea am venit repede. Mi-a tras niște rupați și a luat spre casă. Trește și asta. Eu om bun, dar când îl văd, zăresc în gura lui osiorul pătărui Cicelea, osiorul pătărui Cimele, și abia mă reprind să nu ne vâlesc la scrălă. Fantastie oamenilor, luau pâine și o duceau aiurea la drag în haină. Și au început cu oamenii au murit. Cădeau în jos diverse și nu se mai ridicau. Atunci, Jucov i-a spus lui Stalin, de ce ai luat toate pâine din Basarabia? Basarabia moare de foame. Scape de Basarabia de la Mirol. Aici, dar cu dosi m-a lăsat și nu m-am dus. S-a dus el și a adus cartofi înghețați. Mai des trecea nici până în căutarea pâinii. Oh, Doamne, greu am mai fost. Eram necășitătare și am fost necășită că nu auz, că nu văd. În timpul foametei, eu tot aici trăiam, în casa asta de lângă Tirin. Și vedeam cum îi îngropau pe oameni. Îi puneau pe mai mulți într-o groapă, într-un mod mânt, în pare de șapte. O femeie vine la mine de ziua și îi dau o cățică de pâine, cum era atunci, iar a doua zi au adus-o la Tirin moară. Eu m-am speriat și le ziceam, oameni buni, nu îngropați că ea e grăbie. I-au trecut și au dat rână deasupra. Au fost nevoi grele și înainte. Și am fost nevoi grele că nu pot umbla, nu pot face nimic și tot în greu. Îi strângeau covrigei și mâncau și moșnea cu nenea meu și un frate de lui tata, tot bătrân, mâncau covrigei de aceea și de foame n-au murit. Da, ne-am salvat toți, așa a fost, nevoie a fost. Domnul Dragă, te ducea și femeie, i-a spus și eu bărbatul meu. Aduc și eu frumătate și pe pâine, ori cu cei iubiți. Fac niște obinci, am zis că e mai ușor de umblat în obinci. Dar cu toate nu m-a luat și nu m-a dus. S-a dus el, a dus ca tot fiind el. Mai vede că ce-am zis în căutarea pâine. O, Doamne, greu am fost. Era necreșită tată. Și am fost necreșită, că nu am avut, nu văd. În timpul poamea că eu tot aici trăiam. În casa asta de noi sunt tine. Și vedeam cum îmi propau pe oameni. Îi punea pe mai mult într-o doar. Într-un mormânt, îmi pare că șapte. O femeie vine la mine de ziua și dau o cășită de pâine. Cum ai citit odată? Mi-era atunci, era doar de a dus la Tintirii moarte. Eu m-am speriat și de ziceam să mai citit asta. Băinic, mi-am dat seama că respiră cei îngropați de vii în timpul foametei. Am încercat să împărtășesc descoperirea neapătrânilor, dar ei nu mai erau lângă mine. Fantomile lor puteau până au devenit niște puncte albe, se lăsă întunericul. Bezile se făcu. Nu știam unde să merg, nu găseam drumul. Apoi apăru un luceafăr. Luceafărul se pregătu într-un ochi, un ochi încărcat de lacrimi, un ochi de copil înghițit de foamete. Pe cer răsărire sute de stele, stele, ochi de copil. Îmi porunceau ceva în limba lor dumnezeiască.